Așa îs eu. Dacă trăiesc într-o industrie, într-o haită de asta mai mare, mă, dacă un lup are nevoie de ceva și eu pot să-i ofer, de ce să nu fac? Adică unul din principiile care funcționează în viață, dacă poți ajuta pe cineva, de ce să nu o faci? Adică e atât de simplu pentru mine. Știi? Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Catai. Astăzi o să vorbim cu unul dintre greucenii online-ului care, când am început eu să fiu pe online, el deja era unul dintre, să spun așa, exemple, modele pentru oamenii care începeau în online. Și acum mi-aduc aminte prima dată când Marta Ușurelu de la revista Biz m-a chemat să vorbesc la SMS Biz în Cluj, am avut niște emoții extraordinar de mari și am făcut exemplul ăla cu avioanele și am zis diferența dintre comunitate și un influencer și l-am chemat pe Cristi, China, Birta, zis și chinezul, să facă câte avioane poate el să facă într-un minut și apoi am dat la toată lumea și o dat cu avioanele pe acolo și a fost extraordinar. Și dar mai mult ce m-a ajutat pe mine e că, bă, a venit Cristi așa și m-a luat așa și zice, bă, Robi, ai făcut o treabă bună. Cristi, sunt, să zic așa, onorat că pot să fac în sfârșit podcast după câțiva ani buni de, cum spui tu, bobinat în online. Da, na, salutări la toată lumea. Măi, da, bătrână-ți, mă, să moră, dar zău, foarte tare, bazaia cu avionul. Chiar mi-aduc aminte atunci când așa, la început ne uitam așa la tine, că la mașini străini, ce face ăsta cu avionul, de noi, ce ne cere cu avionul, așa, a fost un moment chiar foarte fain atunci. Și ai făcut foarte bine ce ai făcut. Adică pur și simplu în momentul ăla a intrat pe radarul tuturor care eram în sală, nu știu cine era, nu era ea, adică și intrat, cum îl cheamă până la mă, Rudy, ăla cu avioanele. Ăla cu avioanele, da, exact. Ți-ai găsit așa pe momentul un atribut, te-ai înțepat în el și a rămas în capul nostru cu ăla cu avioanele, ceea ce e foarte tare, adică un început pe care puțină lume îl face. Să sare atât de repede pe radarul unora. Bă, a fost un lucru foarte interesant care l-am pornit și am zis, bă, ok, bine, vorbesc în față, oricum am emoții și oricum o să se vadă, dar dacă nu fac ceva diferit, ceva ce ai spus tu să se vadă, să fie pe radarul oamenilor, oamenii cu ce o să rămână după? Și până la urmă, cred că și tu spuneai chestia asta, bă, în momentul când îți iei un brand personal și când îți faci un lucru care vrei să ieși în față, trebuie să fie ceva care să fie un impact. Fie că o să deranjeze pe unii, fie că o să le placă altora, dar trebuie să faci ceva care să iasă diferit. Și cam asta faci și tu de multe ori în online. Hai să trecem peste introducere și chestii de genul. Da, oricum, da, cine vrea, da, să te caute, te găsește chinezul. Chinezul pe Google ăla, sigur. Așa. Și în momentul când vrei, exact asta faci și tu. Ești iubit de unii, dar ești urât de alții. Da. Păi asta e markerul cel mai bun, că faci ceva bine. De ce? Îți iubit de cei care reprezintă publicul meu. Okay. Asta e regulă de bază, nu numai pe construcția de brand personal. În marketing, în business, tu vorbești cu publicul tău. De ce? De acolo îți aduci conversii. Din alea trăiești, altfel zis. Uh-huh. Da? De ce să te intereseze ăia care te înjură? Nu o să fie niciodată publicul tău. Dar ăia te înjură, de ce? Pentru că cumva le contești valorile, le contești stilul lor de a fi, le contești izgândări pe corazon, ca să zic așa. Deci asta înseamnă că faci ceva bine, pentru că aia nu-s publicul tău. Uh-huh. Vorbim de celebri hateri aici, știi, care, na, toată lumea cu haterii, cu ei. Nu pot să înțeleg acum, la început și pe mine mă deranjau, că zicea că-s prost, auzi, mi s-a urât să moară copiii în chinuri, că nevasta, nu știu ce-mi fac cu nevasta, că tralala, știi, adică cam așa, la nivelul ăla erau. Normal că m-a deranjat. Dar după aia m-am trezit într-o dimineață și am zis, oare de ce ar trebui să mă intereseze ce zic ăștia? Nu mă interesează ce zic ăștia. Dar în același timp, când, că e un marker extrem de bun, dacă fac ceva și nu văd măcar 2-3 care să mă muște de buci, îmi dau seama că ceva nu e în regulă, pentru că nu m-am dus îndeajuns de profunzime încât să-i zgântări pe aia. Pentru că cei care te contestă, contestă numai succesul. Nu contestă niciodată eșecurile. Mm-hmm. Să bucură de ele, aia e altceva, dar nu-ți conteste eșecurile. Mm. Conteste doar succesul. Și atunci ai nevoie. Adică eu recomand, bine, vorbim între noi așa, știi că și tu ai pățit multe la viața ta. Eu recomand să ai 2-3 markeri exact de zona asta pe haterială și să-i urmărești tot timpul să vezi ce zic. Mm-hmm. Că în timp am avut câțiva pe care pur și simplu i-am înfrânt, ca să zic așa, și i-am întors și acum cumva sunt semi
siajul meu, știi? Ceea ce a fost o prostie, acum am dat seama, pentru că mi-am omorât practic niște markeri acolo. Deși, și, ok, dar cum îi găsești? Mm-hmm. Deci e fabulos câtă lume nu-și monitorizează brandul personal. Cu niște tool-uri free, cum ar fi Google Alerts. Mm-hmm. E fabulos. Și mulți nu știu și le zic eu după ceva vreme, dar ce a avut ăla cu tine? Cine? Că n-am văzut. Păi nu e bine. Nu e bine. Deci, în primul rând, trebuie să știi cine ce vorbește despre tine. Tot timpul. Tot timpul trebuie să știi cine vorbește, ce vorbește despre tine. Bine, dar tu ți-ai, să spun așa, îngroșat pielea asta în online, pentru că dacă e să o luăm așa, pe când încă aveai blogul ăla făcut de Ruben, îi provocai pe oameni, îi agitai pe oameni. Și, nu știu, starea ta pe care ai avut-o atunci când te hatereau și chestii de genul, dar cum ai reușit cumva să scapi de toată treaba asta de... Să ai o piele atât de bine tăbăcită încât, bă, ok, ăștia își fac treaba lor, să nu duce poate acasă hateriala lor. Da, e foarte, foarte important să nu duci acasă ce ți se întâmplă la serviciu, ăla rău, ăla rău, ăla bunul dul. Mm-hmm. Când se întâmplă ceva bun, duce zi la doamna, zi la copilul, zi la mami, zi la tati, la cine vrei tu, că chestii bune. Du și ăla rău, dar nu du ăla rău nervos. Du ăla rău și zi, uite ce mi s-a întâmplat. Mm-hmm. Oare cum crezi? Discută, că poate s-ar putea să vină un sprijin foarte bun de pe partea aia. În esență, pe mine ce m-a ajutat de la început încă, deși m-a zgândărit un pic, dar să ne aducem aminte când am început noi alea, nu știam, nu existau reguli. Acum toată lumea e deșteaptă și scrie cărți pe tema asta. Atunci noi nu știam, era un mediu nou. De la presa care era, exista numai presă, până atunci am venit noi niște papițoi care intrată, băi, ești nebun, deci ce scriu eu? Și vinea presa și vinea presa și dădea pe tine, bă, cine ești tu, mă, noi, să scrii? Da. Exact. Nu știam, noi învățam atunci niște reguli, dar ce m-a ajutat enorm de mult, m-a ajutat nu să nu sufăr din cauza haterilor, ci să trec mult mai repede peste perioada aia, mindset-ul de business. Eu am început blogging-ul și mi-am început construcția de brand personal cu mindset de business, adică aveam investiție. Eu am investit în primul an 2500 de euro în brandul meu personal, în primul an de blogging. Ce ai băgat pentru 2500 de euro? Întotdeauna am avut temă de blog customizată, făcută, desenată de la zero, în 2007. Costa niște bani. Nu erau ori presul de acum, nu erau tool-urile de acum. Erau niște bănuțe. Adică Ruben, că el mi-a desenat tema și mi-a făcut și desenașul ăla. Chinezul ăla. Superchinezul ăla, nu știu ce. Era desen, erau bani, l-a făcut de gratis. După aia am investit în participare la conferințe. Eu m-am dus la un moment dat, am avut și cred 60 de conferințe într-un an m-am dus. Conferințe, evenimente, să mă vadă lumea, să vorbesc, să fac, să trec, să nu știu. Investiții. Aia m-a ajutat, mindset-ul de business. Cu ce te ajută? Pentru că în momentul când intri mindset de business, ai un obiectiv. Care e obiectivul? Să devin unul dintre cei mai mari blogeri români în 5 ani de zile. Ăla era obiectivul meu. Mm-hmm. Atunci când mă enerva ăla, când zicea să-ți moară copiii în chinuri, eu reveneam la obiectiv și mă uitam care e obiectivul meu, mm-hmm. Să ajung unul dintre cei mai mari blogeri români în 5 ani de zile. Mă ajută dacă mă enervez cu asta? Nu. Bun, hai să fac ceva constructiv. Aia te ajută, în primul și în primul rând, mindset-ul de business. Extraordinar te ajută pentru că revii permanent la obiectiv. Tot ce ți se întâmplă îi filtrat prin obiectivul ăla. Dacă nu te ajută, la revedere, te duci înainte. Nu poți zici că nu suferi, că sunt o grămadă de oameni și știi foarte bine că mulți pur și simplu nu pot să treacă peste etapa primului comentariu negativ. Primul comentariu negativ fără sens. Că dacă ăla zice, băi, Catai, nu prea sună bine podcastul tău, bă, înțelegi și nu știu ce. Ok, te deranjează, dar omul vine cu un feedback. Dacă ne zice, băi, ești prost, du-te, dracu, de ungur și nu știu ce tralași. Aia. Pentru că n-are, de ce faci asta? Adică eu ce ți-am făcut? Nu ți-am făcut nimic. Deci, și multă lume nu poate să treacă peste primul ăla comentariu negativ. Foarte mulți renunță că ei zic, bă, nu pot gestiona așa ceva, mi se taie stomacul. E o etapă. Tu vorbești despre mindset de business. Cum ai ajuns la ideea asta de mindset de business? Cum ai ajuns să îmbrățișezi ideea, bă, eu am un mindset de business? Adică când te-ai apucat de blogging, tu zici că în clipa în care te-ai apucat de blogging, ai avut deja un mindset de business. Dar mulți dintre noi care ne-am apucat de blogging, noi ne-am apucat, poate că v-am văzut pe voi, pe tine, pe Manafu, pe, știu, pe vremea era și Refresh și toți ăștia la alți. Era Costin, era... Negre era Buda, era Zoso, care încă îi, și Arhi și toți ăștia, știi? Picicu, și o grămadă. Tu și ai avut, ți-ai luat încă de pe acum, ți-ai îmbrățișat ideea de mindset de business, da. Cu care încă mergi, cu care încă trâmbițezi mindset-ul de business. Absolut. De unde ți-a venit? Eu toată viața am fost pe zona antreprenorială, toată viața, nu chiar toată viața, dar în 2007 când mi-am făcut eu prima dată blogul, deja aveam aproape vreo 5 ani de antreprenoriat. Uh-huh.
Și eu când am văzut că vine faza cu toată faza asta cu social media, am simțit, ceva chestie mișto de tot. Ok, dar pot să trăiesc din ea? Aia a fost ideea. Ca să trăiești din ea, trebuie să faci bani. Adică nu e rocket science. Trebuie să faci bani. Cum faci bani? Numai din business. Că una din mantrele pe care le tot zic eu, cine vrea să mă asculte, mă ascultă cine nu faci bani din blog. Faci bani din business-ul pe care îl construiești în jurul blogului. Deci era idee de business. De aia am intrat direct cu mindset-ul. Ziceai că în continuare eu cu mindset-ul de business l-am mai rafinat un pic. Că unii zic, aoleo, da, vai, numai business gândești. No, bine, fie mindset de obținut beneficii. Înțelegi că sunt mai moale așa, mai diplomat. Da. De ce mă duc eu înainte cu asta? E foarte, foarte simplu. Tu o știi pe Adina, pe nevastă. Deci, când ai acasă o asemenea nevastă și 3 copii senzaționali, mă rog, 2 fete, că ăla mare mi-e student la Londra, de ce să plec de lângă ei? Zici-mi, plec de lângă ei numai dacă, nu business, obțin beneficii. E atât de simplu. E pur și simplu atât de simplu. Că pentru mine e familia number one și tot ce urmează e după aia. M-am dus, de exemplu, la, ca să înțelegi exemplu clar de ce zic asta, mă duc la emisiune la TVR1, la Ema Zeicescu. Că mai ies așa din când în când, că Ema mi-e simpatică, în fine. Și zic, tu, dar vezi că mi fică mea la examen, ăla de final de clasa 8-a, și dacă mă sună cât sunt în emisiune, eu răspund. Și răspunde, bă, nebunule. Băi, și m-a sunat. Și am răspuns, i-am spus la fiică mea când eram în emisiune, premieră intergalactic pentru TVR1. Și am răspuns la fiică mea. Mi-a comentat unii că, vai, câtă lipsă de respect față de telespectatori, că vă pasă mai mult de să vorbiți cu fiica noastră decât de telespectatori. Și am zis, doamnă, domnule, nici nu contați voi telespectatorii pe lângă familia mea, ca să o lămurim, ca să nu mai fie comentarii de genul ăsta. Nu contați, dacă e vorba de familia mea. A fost extrem de dur, extrem de radical, dar asta-s eu. Dar mi se pare, nu e un lucru rău, ba din contră, mie mi se pare un lucru bun. Adică, băi, nu îți permit, eu care sunt bărbatul în casa mea, nu îți permit să te legi așa de familia mea. Dacă ai avut libertatea să spui lucrul ăsta, atunci dăm voie să-ți spun să am libertatea să-ți spun nu contezi pentru mine. Perfect, de acord, dar ai ridicat discuția la un nivel care nu are niciun sens. O jucăm, nu mă deranjează. Rever. Ia, lumea care vede ce mai zic așa și zice, de uite, bă, eu nu cred că tot după 6 și în weekend nu răspunzi la telefoane la nimeni. Că eu așa fac de ani de zile. Și zic, da, mai încerca să mă suni. Și unii fac asta. Și eu dacă îs acasă, eu ajung acasă, mă uit, e nevastă aici, îs cele 2 fete, copilul meu în Londra, la revedere, vorbim la telefon, deci în toată familia, l-am pus pe silent telefonul și îl pun acolo, în spatele televizorului. La revedere multă. Dacă vrei să dai de mine, oricum dai. Că și numărul nevastă, adică dacă ești în cercul meu apropiat. Dacă nu, înseamnă că nu e ceva foarte important. Bun. Și așa e. Nu reușești să dai de mine după 6 și în weekend. Nu reușești, pentru că eu vreau să stau cu familia mea. Bun. Zi-mi de unde ai chestia asta. De unde am chestia asta? Spune de unde am chestia asta. Pentru că la primul născut, la Alex, care are acum 20 de ani, am făcut mizerii de genul ăsta în care i-am ratat o serbare școlară și o zi de naștere. Pentru că eram ocupat. Aveam business. Eram important, înțelegi? Eram atât de important încât mi-am permis să ratez chestiile astea. Ca un idiot, pur și simplu ca un idiot. Pentru că astea nu le mai recuperez niciodată. Le-ai ratat și s-a terminat. Și mi-am dat seama, odată tot așa trebuie să plec într-o delegație cu business. Eu eram omul important, nu așa. Înțelegi? Și a venit când era Alex, dormea și trebuia să plec înainte de a se trezi. Și am plecat. Și mergeam pe mașină încolo și mi-am dat seama, bă, stai un pic, deci eu n-am mai vorbit cu copilul meu de 8 zile sau 9 zile era, că avea 3 sau 4 ani. Am întors mașina, am venit acasă și am zis, gata, s-a terminat. Bun, dar din momentul ăla durea niște ani de zile să intru în faza asta în care după 6 nu mai, la 6 mi-am stabilit, până la 6 și am o grămadă de oameni, atât de faini când sună, zice, e 6 fără 5, trebuie să răspunzi că 6 fără 5. Da, e ok, 6 fără 5, răspund, zice așa. Unul meu zice, mamă, dar cât business ratezi tu? Nu, eram pregătit când am anunțat asta și le-am zis tuturor clienților, nu facem alt. Eram pregătit să renunț la business. Știi ce s-a întâmplat? Dimpotrivă, a crescut business-ul. Știi de ce? Pentru că cei care ziceau, asta, sclavul ăsta, nu e la dispoziția mea 24/24, mi-am dat seama că nu-mi trebuie clienție, că nu asta e mindset-ul cu care colaborez eu. Cei care au văzut că am făcut asta, m-au respectat și mai tare. Și au avut și mai mult încredere în mine și au spus și altora. Care alții au reacționat, ce tare e ăsta, ia de și mie să vorbesc și eu cu el. Deci, într-un mod
paradoxal, o pervers, ca să zic așa. Eu n-am pierdut business, mi-a crescut. Și în același timp mi-a crescut enorm și calitatea vieții. Și având o calitate vieții mișto, livrezi și clienților mult mai bine. Tu vorbești foarte mult despre business, despre blogging, despre familia ta. Dar de prea puține ori te-am auzit despre părinții tăi vorbind. Măi, pe ce să vorbesc? Ce vreau să știu despre părinții tăi? Pentru că tu ești ardelean de-a meu. Da. Băimărean cu 23 de ani de București. Deci, Băimărean, 23 de ani de București. Sună, deci... Te ajută Băimărean, da, cu 23 de ani de București. Încă ai buletin de București sau de Baia Mare? Buletin de București, 23 de ani, da. Ce ai învățat de la părinții tăi? Ceva ce ai dus în momentul de față și te-a făcut astăzi Cristian China Birta? Da, deci eu nu prea vorbesc despre părinții mei din două motive marcilate. Nu vorbesc despre mama pentru că a murit în 98, când eram tânăr, adică nu era născut nici Alex, ceea ce un regret enorm pentru mine, știi? Iar cu tata n-am avut niciodată relație ca lumea, știi? Deci, dacă mă întrebi așa de la mama, am învățat cum e empatia. Adică eu sunt un om foarte empatic, deși pare un arogan și nu știu ce, mă uit la tine, te simt, te înțeleg, adică cumva imediat te pricep, așa, adică la oameni am o șmecherie. Mama m-a învățat asta și mama m-a învățat un lucru extraordinar, puterea cuvântului, puterea poveștilor. Mama a fost profesoară de limba română, băi, și povestea lucruri, adică zicea, bă, ai grijă, vezi, nu vorbi rău cu oameni, nu vorbi urât, cât de tare îi poți răni, așa. Și mi-a rămas aia în cap, Deși am avut-o așa, când am început blogging-ul, m-am trezit eu, Gigi Duru, că uitase-ne învățătura lui mama și ca așa simți libertatea aia, așa, și o duci în extrem și am rănit câțiva oameni, na, după aia mi-a lăsat aminte, ce-o zi, mama, așa, zi, prost am fost. Și am revenit, știi? Iar la tata am învățat, păi nu, cum să nu faci. El nu a stat niciodată cu noi, nu s-a ocupat de educația noastră, ne-am fost un derbedeu, știi? Și atunci, da, într-un mod, hai zicem așa, ciudat, m-a ajutat. Că am văzut așa, nu, eu nu o să fiu niciodată așa și nu zic nicio culoare așa, pentru că am văzut că așa nu e ok. Că am văzut cum îi afectează pe noi, pe copii și cum a afectat după mama, știi? Ia, ce să povestești? Că vorbim despre business, despre asta. Personal, pot povesti, că noi, dar într-adevăr, unul din regretele bine, mele dacă că să... asta mi asta nu a avut, nu a avut o bunică pe mama, știi? Asta, da. Mie asta mi se pare fascinant, că reușești tu cumva ca și om, ca și persoană, antreprenor, blogger și toate astea, prezinți ideea de părinte, de tată, de soț, dar în spatele acestor lucruri trebuie să existe să spun așa, un fundament care te-a ajutat să-ți dai seama, indiferent că te-a ajutat pro sau indiferent că te-a ajutat contra, că dacă pe tine te duce capul, bă, nu așa, și atunci eu o să schimb în familia mea. Da, păi, aia, nu trebuie la un rog, să știi, ciudat. Că mama a fost așa, m-a învățat, știi, forța bună și ca în Star Wars. Și tata m-a învățat Darth Vader, cum să nu fie așa. Și am avut de ales, dar așa asta e, că trebuie să alegi. Trebuie să alegi, să înțelegi lucrurile astea, că aia nu e bine și asta e bine, știi? E foarte, foarte important. Altfel, eu, dacă îi întreb pe colegii mei din liceu, o să spună că, dacă mă întrebai dintre a 10-a, 11-a, bă, tu ce vrei să faci în viață? Eu le ziceam, eu vreau să devin un bunic senzațional. Adică, eu din liceu știam că adevăratul meu obiectiv în viață să devin un bunic senzațional, știi? No, când îți spui obiectivul ăla, deci cam tot ce faci trebuie să mergi acolo, la propriile obiective. Păi ca să devii un bunic senzațional, trebuie să fii un părinte foarte bun. Să-ți crești copiii în așa fel încât să te lase după aia să fii bunic, știi? Și să leagă toate lucrurile una după alta. Că până la urmă, astea sunt obiective din punctul meu de vedere. Mai puțin și ajungi bunic. Imediat. Pe el la mare are 20 ani. O să văd. Odată mă anunță tată, ți-ai atins obiectivul. Eu zici, da. Îți aduci aminte de clipa aia? Nu cred că îți mai aduci aminte, că cu siguranță au fost multe, dar nu știu dacă îți mai aduci aminte când ți-am scris odată. Tu e singurul care ai luat și numele ei. Da. Și știi că ți-am scris odată că, uite-te, de ce ai luat numele ei? Și ai spus... cred că te-ai dus ceva pe ideea... Nu pot să citez acum, dar te-ai dus foarte mult pe o idee de... Dacă asta o face pe ea fericită, atunci o fac. Nu mă interesează ce zic alții. Știi cum a fost și asta? Chestia asta, să-ți spun după aia, ca să-ți da... Să știi că pe mine m-a ajutat așa de mult încât Diana a vrut să mențină numele ei. Și am zis, ok, bun, asta te face fericită, da, atunci iau și eu numele tău. În familia mea, bine, de aia, bun, online, Robert Cate și așa mai departe, dar eu îs Catai Mateiu. Da. Și am luat numele ei, pentru că pe ea asta o face fericită. Și mie mi s-a părut fascinant cumva că ai luat numele ei și ba mai mult, a fost așa un răspuns care a făcut un skepsis în mintea mea. Păi, ea e cea mai importantă persoană din viața mea. Dacă pe ea o face asta fericită,
I'm gonna do it. Nu mă interesează ce zic alții. Și din nou ajungem la chestia aia. E familia mea și protejez familia mea. Și tu ești un protector foarte mare al familiei tale, al business-ului tău și al industriei. Al industriei de online, în special de blogging și toate astea. Și mi se pare foarte interesant cum ți-ai luat ideea asta de protector. Da, uite, e foarte mișto că ți se pare așa că-s protector, că mie nu-mi s-o pur niciodată, mi-am s-o pur, pur simplu că să nu pun haită. Uite, dacă o luăm așa în familie, nu-s protector, Adina e șefa. Eu poate-s bodyguardul, maxim, știi? Adică, da, protector adevărat și șefa familiei care ne ține și așa, e Adina, nu eu. Și eu am locumeu în haita aia, dar tot timpul așa, cumva așa, văd ca o haită tot ce se întâmplă, știi? La Cooperativa 2.0, la fel. Că oricine vine acolo zice, băi, parcă nu ești șef aici. Aia e ideea. Că nu șef, suntem o echipă. Asta, eu țin foarte tare, nu s-a burel la mine. Pur și simplu o echipă, de ce? E și așa un fel de, cum să zic eu, șmecherică la mine. Că dacă tragi singur să calupul să prinzi căprioara aia, s-ar putea să ratezi și să fii mor de oboseală. Când ești în gașcă, dacă ești și foarte șmecher și foarte bun, aleargă mai mult după ceilalți. Și tu ești odihnit și poți să stai să mănânci căprioara bine, știi? Cam așa e șmecheria. Asta e fain într-o echipă. Cu odată muncești tu mai mult, cu odată ăla, noi ne odihnim, mai faci într-o ăla. Asta e foarte fain. Nu cum e aia cu leadership, că trage liderul turma după el. Ce dracu e aia? Nu, pentru mine n-are loc. N-are rost. O haite mișto, care sigur că trebuie să existe un alfa dog așa de reprezentare. Dacă vine ursul mare, normal, te lege unul de la mine în echipă sau de unul din familie, devine alfa dog instant. Acolo se vede alfa dog, dar altfel, echipa trebuie să funcționeze exact ca o haită. Dacă studiați un pic cum funcționează o haită de lup, e ceva senzațional. Senzațional cât de bine organizați. Și ei, momentele intense și așa, ei funcționează ca o echipă. Nu așa ca unul care e șef și așa, tralala. La fel și pe zona asta de online. Acum, de multe ori am sărit, nu neapărat să apăr online-ul, că dacă eu nu știu care putreg aerurile și alea, cine le știe? Nu ca să apăr online-ul, ci ca să contez niște adevăruri parțiale. Pentru că foarte multă lume care ataca social media, care ataca digital, care ataca un blogger, care nu știe, asta făcea. Spunea niște adevăruri parțiale despre speța în cauză. Și am văzut că cele mai dureroase și cele care produc efecte groaznice de cele mai multe ori sunt adevărurile astea parțiale, care pot fi cele mai mari minciuni din lume. Eu la asta reacționam și am zis, stai un pic, e adevărat că s-a întâmplat aia. Dar, și urma darul ăla, în care aduceam argumente și, stai un pic, nu chiar așa arunci tot, știi? Mai ales reacționa cei care aruncau așa anatemă pe tot ce înseamnă, bloggerii ăștia. Păi seama pe că dacă unul ți-a făcut ceva, nu înseamnă că toți suntem așa. Cum zice, medicii ăștia. Dacă unul și-a uitat pensa, le operează toți medicii și-o uită sau cum? La asta reacționam. Dar e interesant, uite că nu m-am gândit așa că tu ai văzut că sunt un fel de protector sau așa. Nu, poate fi și asta. Păi te-ai dus pentru că, de exemplu, eu, sau poate pur și simplu eu te-am văzut așa, că atunci când am început, eram la început și aveam nevoie poate de cineva care să mai vorbesc, cu care să mai asta și când te prindeam, bă, uite-te, ce am făcut acolo, cum am făcut acolo, de ce a fost așa, de ce nu a fost așa și mergeai și poate chiar și prin materialele pe care le-ai scris poate despre mine sau poate că m-ai împins în față, a fost pentru mine un fel de, bă, ok, chinezul m-a luat cumva sub aripa lui și așa cum la și după aia mi-a dat drumul și după aia l-ai luat pe Cristian Florea și cumva e protectorul ăla care... Dar e mult spus, sincer. E mult spus. Că eu am făcut ce am făcut, pentru că tu zici că am făcut nu știu ce pentru tine. Eu nici nu-mi dau seama. Adică cumva deja m-am simt prost că ar fi trebuit să știu că e așa important să facem lucrurile aia. Am făcut pentru toată lumea că așa s-o. Nu o fac ca să acum să fac eu interviu cu tine sau să-mi mulțumești, nu știu. Așa s-o. Dacă trăiesc într-o industrie, într-o haită de asta mai mare, mă, dacă un lup are nevoie de ceva și eu pot să-i ofer, de ce să nu o fac? Adică unul din principiile care funcționează în viață, dacă poți ajuta pe cineva, de ce să nu o faci? Adică e atât de simplu pentru mine, știi? Uite, ți-a ieșit că ai făcut, altora nu le-a ieșit, Florea la fel, zice lumea, mamă, ce noroc a avut Florea cu tine. Păi, poate că, dar ce noroc am eu acum cu el. Că e super tare gagiul la 25 ani. E brici, e brici pe ce înseamnă el și șef agenție. Eu cu Dulea suntem acționar numai, adică pe acolo, el coordonează, el mână echipa, el face tot, știi? Adică nu e chiar așa că, vai ce, eu marele samaritean care nu știu ce fac tralala. Nu, fac o treabă pentru că, încă o dată, așa funcționez eu, dacă pot să ajut pe cineva, de ce să nu o fac? Și cealaltă cu Florea și cu atâția alții, ia seama un pic că s-ar putea face, să facem ceva treabă împreună, câștigi și tu, câștig și eu. Deci de aia le fac astea, nu că
știi, adică, na, acum înțeleg că e ciudat, nu m-am gândit niciodată la asta. Și a privit de cum privești tu lucrurile, pare că, vai, ce mare șmecherie am făcut eu. Bă, dacă a ieșit, Doamne ajută, dar n-am, nu știu ce mare merit. Adică eu, dacă mi-ai zis, ia, mută borcanul ăsta de aici încoace, cum pot să-l mut? Pune-mă mâna așa și mută-l, nu mi-o fă greu să zic. Am înțeles că multă lume nu face asta. De ce nu face asta, nu știu să-ți răspund. Din mândrie, din orgoliu, nu mă cobor la ăia. Cine știe ce ciudățenie e mintea lor? Treaba lor, eu nu. Lumea mă întreabă ceva, eu răspund. Și ajut. Dacă am simțit că putem face ceva împreună, pac, hai să vedem dacă putem face. Te-ai gândit vreodată la faptul că dacă nu aș fi fost online-ul, sau dacă nu e acum online-ul, pentru că tu pe online ți-ai construit tot ce înseamnă business, numele tău și astea, ce ai fi făcut? Nu știu, înainte, bă, oricum făceam și înainte partea de marketing politic, care se făcea, online era la început atunci, știi? Și simțeam că vine ceva, dar nu știam exact prea bine și făceam ce să face în offline. Ce aș fi făcut, n-am nici cea mică idee. Eu mă bucur enorm că s-a întâmplat toată nebunia social media și că eu am înțeles-o și m-am urcat între printre primii, la nivel de business vorbește, că mie mi se părea fascinant cum vorbeam cu oameni altfel care mi se păreau super tari pe business-ul lor, pe jurnaliști, pe așa. Și ziceam, bă, voi nu vedeți, bă, ce vine? Ca și cum te uita la un nor de la negru era social media atunci, știi? Tu stai la plajă, așa, n-ai nicio treabă și n-ai umbrelă, n-ai nimic și un nor negru de la vine mare de furtună. Și, bă, voi nu vedeți? O să treacă. Toată lumea făcea așa. Și eu ziceam, bă, ăla nu trece, ăla vine. Bă, și eu eram siderat că lumea nu-și dădea seama, știi? Și la un moment dat, aia a fost principalul dubiu la mine. Când am dat drumul un business în zona digitală, bă, dar toată lumea zice că sunt idiot. Or fi să noi fi idiot. Și atunci, da, atunci a lovit încăpățânarea mea amoroșenească și am zis, lasă-mă că vă arăt eu că am dreptat. Știi? Și în timp, aia care ziceau, e o prostie, nu-ți băga banii în asta, e o prostie, eu nu m-a ajuns să-mi fac un blog, nu m-a ajuns că nu știu ce, mi s-a închis ziarul, nu mai de business-ul, hai să facem, și începul lumea să vină încet. De ce? Eu de atunci, apropo, vă duiam, vedeți că vine norul ăla negru, mă, vine peste noi, cum nu-l vedeți? Da. Spune, adică dacă tu atunci ți-ai dat seama legat de că vine online și toate astea, eu nu cred de chestiile astea de care sunt trendurile și așa mai departe, dar tu, omul care ești în online, omul care vezi ce se întâmplă în online, care deja ți-ai creat un ochi de a vedea ce se întâmplă, care e următoarea chestie, ce crezi că o să vină? Păi atât de greu să știu. Vezi, e atât de greu să vezi. De aia te întreb, că da, știu că e greu. La un moment dat, că sunt tot fel de etape și când cum ne uităm noi ăștia mai bătrâni așa, știi? La un moment dat ne uitam la tehnologie. Ia uite mă, fiatul, că a apărut Siri. Oh, ce chestie, tra-la-la. După aia ne-a dat seama, stai mă un pic, că nu tehnologia în sine trebuie să ne uităm, ci ce-o determinată apariția tehnologiei, adică cum vrea omul, ce vrea omul, care e șmecheria. Hai să ne uităm la ce vrea omul, după aia te uiți la altele. Stai un pic, mă, cu omul ăsta, nu e un om așa unic și irepetabil el. Vorbim de, începe cu generațiile. Acum, celebra generație Z, care vine din urmă. Știi, și începi să te uiți la generații ce vor și să te uiți înainte. Și eu vorbesc și le zic tuturor, ia uitați-vă pe TikTok. Mult uitați-vă pe TikTok să înțelegeți că generația asta care consumă așa ceva vine din urmă. Și lumea zice, dar eu refuz să cred așa ceva, eu refuz. Păi tu poți să refuzi, mă, Gogule, dar asta îți spun, că generația aia vine din urmă. Și, și așa eu așa mă uit la caracteristicile, ce văd studiile, am și copii acasă, mai au prieteni, ascult cu jumătate de ureche, dar mă uit la generațiile care vin și la trăsăturile lor. Și e foarte, foarte greu pentru tine, deci mai tânăr ca mine, dar pentru mine la 45 de ani, să văd că ăștia din generația Z, toate studiile arată că sunt plini de contradicții. Adică ei stau 10 ore pe internet, dar în același timp, când vin la job, ei vor să discute față în față cu oamenii. Dar tu stai 10 ore pe internet. Dar vrei să discuți față în față. Generația Z vrea să aibă propriul birou. Nu mai vrea mulți într-o, înțelegi? Dar în același timp, vrea să lucreze în echipă. Înțelegi? Și atunci vine o generație plină de contradicții pe care tu poți să zici, ai ce tâmpiți, nu am un tâmpiți, dar cu ăștia trebuie să lucrezi. Și să înțelegi și așa. Deci eu am ajuns la înțelepciunea asta, cine știe la ce înțelepciune o ajung dar peste 5 ani, că nu trebuie să mergem pe fentă ca la fotbal. Cu tehnologii, cu VR, augmented reality, artificial intelligence și alte chestii astea, ci să ne uităm la oamenii care o să consume trendurile și toate tehnologiile și așa. Asta e fascinant pentru mine, de aia sunt fascinat de antropologie și mă uit în dragi cu tot felul de studii și așa și încerc să înțeleg ce se întâmplă. Mie prima dată mi-am luat daună totală când a apărut Snapchat-ul. Acum câțiva ani a apărut Snapchat-ul și zic, cum adică mă, păi conținut și dispare în 24 de ore. Stai mă un pic că nu înțeleg, deci cum?
pui conținut, dispare în 24 de ore. De ce mai faci conținutul ăla? Exact, eu cu mintea de om care colecționa timbre, ziare, reviste și alea și nu știu ce. Și venea generația care acum deja sunt bătrâni, care nu avea proprietatea conținutului. Da. Adică mai direct îi se rupea de conținut. Exact. Mă, stai un pic, ce se întâmplă? Știi? Și atunci a fost primul semnal de alarmă în care mi-am dat seama că e greșit să mă uit la Snapchat. Ce trebuie să mă uit la oamenii care admit ca Snapchat-ul să le șteargă conținut. Mm-hmm. Știi? Deci din punctul meu de vedere și recomandarea mea asta e către toți, uitați-vă la viitorii consumatori. Sau și la actuale, la ce vreți. Dar la consumatori uitați-vă. Că atunci o să înțelegi de ce tabletele nu au prins. Vede? Pentru că lumea avea nevoie ceva să țină mână, nu cu două coaie. Și încep să înțelegi niște lucruri. Și te uiți la asta. Inteligența artificială. O să prindă? O să prindă. Dar nu cum vedem noi, cum credem noi acum. Apropo, este, am citit o carte și îl citează pe Grigore Moisil. Nu știu dacă așa au zis Grigore Moisil sau autorul a făcut asta, că l-am întrebat, dar nu mi-a răspuns. Zice, dacă vreți ca mașinile să semene cu oamenii, nu le dotați cu inteligența artificială, ci cu prostia artificială. Foarte bună asta. Și asta fai, te uiți la toate trendurile, te uiți la augmented reality. Foarte bună să mergi într-un magazin și să scoți telefonul, să vezi prețuri, să vezi, să faci nu știu. Dar câți generațiile care au nevoie de asta sau nu? Exact. Că așa, tehnologia e super tare. Sau holograme, sau tralala. Super mișto tehnologia. Ne uităm la curiozități, așa ca la curiozitățile aia. Dar oamenii o să consume, o să facă și așa te uiți la trenduri. Și trebuie să te uiți tot timpul la studii. Studiile pe zona de social media, care de la an la an crește practic, în esență, în 2-3 ani, maxim. Social media o să însemne chat-ul și messaging-ul, adevărata social media. Că acolo se duce lumea. Uh-huh. Uite ce face Facebook-ul cu grupurile. Cât mai privat. Super funcționalități, grupurile secrete, cu alea, cu nu știu ce, super funcționalități, super alea. Acolo se duce. Trebuie să fii atent. Ce înseamnă asta? Omul are nevoie de reîntoarcere la gașca mea, la așa. Nu să-ți mai exhibiționeze trăirile. Și ăla alea, să așa. Ducă undeva. Ăla întotdeauna... Cred că tot ce înseamnă partea asta de private să ducă undeva, adică online-ul privat, Facebook group și toate astea, să ducă undeva. Bă, facem Facebook grupul oamenilor care au pisici cozile negre. Și ei sunt acolo și după aia își fac meet-up-urile alea sau ce fac, pur și simplu se întâlnesc. Exact. Nu de tâmpiță, așa punem o poză cu floare. Exact. Uite că am trecut alea. Bun, au cam trecut, dar nu, o generație a trecut de ele, vine altă generație care e mai înceată și o să treacă prin ele. Dar cam pe acolo se îndreaptă, generația activă. Nu mai e, adică deja aș pune o poză cu flori pe Facebook, care e șmecherie. Mm-hmm. Înainte era fan, era distractiv. Acum vor un scop, vor, în, altfel zis, eu cred că generațiile astea tinere care vin cu native digitalul la ei, nu mai găsesc social media asta și noile tehnologii ca pe ceva, wow, ce fain, wow, cum le-am văzut noi. Măi, ești nebun, bă, ca Facebook Live-ul, bă, tra-la-la-la. Generația asta le văd cu adevărat ca niște scule, ca niște tool-uri. Și care zice, adică cum vă mirați că o băga Facebook Live-ul? E normal să bage live-ul. Asta e generația, eu așa aș numi o generația, e normal să. Ce? Adică nu ne mai e cine, se entuziasmează ca bunicii, știi? Pisicuță, nu știu ce, lasă-mă pisicuțele. Și ei vor să găsească mai multă utilitate în toată zona asta. Cred eu, încolo să se meargă, da, augmented reality, dacă o să fie utilă pentru ei, o să o folosească. Dacă nu, nu. O să fie o chestie la care noi o analizăm la conferință. Bun, dar aici intervine o chestie. Oamenii din companii, oameni de marketing din companii și din agenții, ei nu înțeleg lucrul ăsta. Și încă asta, pentru că asta încă vezi pe paginile de Facebook, încă vezi aceleași poze cu aceleași cafele dimineața, vezi aceleași întrebări la cum strângi 10.000 de like-uri pe Instagram. Și acum țin minte că cineva m-a întrebat, Robi, ai 12.000 de like-uri, de followers pe Instagram. Cum ai ajuns la ei? Am ajuns până la 8.000 și restul 4.000 am cumpărat că am vrut să văd cum merge Instagram Stories. Ai cumpărat followers? Da, am cumpărat followers. Uai, dar îi voie? Dacă i-am cumpărat, i-am cumpărat. Ce să fac? Dar eu știu cum funcționează Instagram Stories swipe up. Tu nu știi, că încă te chinui să strânge la organicul, să vină. Și da, dar cum strângem câte like-uri și câte comentarii să punem pe o postare? Adică, pe mine nu mă interesează alea. Pe mine mă interesează câte bookmark-uri și câte share-uri la stories am la o postare. Total altceva decât pe cineva interesează. Și ei încă rămân la aceeași chestie. Bun. De ce rămân la aceeași chestie? Măi, să știi că am discutat cu o grămadă de oameni în marketing și chestiunea e complicată, ca să zic așa.
Cei mai mulți dintre ei trăiesc într-o presiune fantastică. Ori să-și mai găsească timp să înțeleagă, să studieze social media, asta deja pur și simplu nu mai au timp. Da, asta e treaba lor. Așa și eu, dar eu îți explic că lasă-le ce am și eu. Asta e închide, mergeți acasă, da. Schivați-vă job-ul. Te duci, lucrezi până la ora 6 și gata. Spun explicațiile lor. Exact. Doi la mână, îți limitați de limitările bordului. De limitările șefilor, pur și simplu. Aia, însă limitați, e foarte greu să te duci să convingi tu unul, hai să facem un story. Ce story, bă, ce noi avem nevândut, bă, ce treacă, story. Exact. Haide, și adică s-a terminat. Nu există o decizie strategică de management, cum zic eu. În social media trebuie să intri cu o decizie strategică de management. Care ce înseamnă? Vine cu obiective, care vine cu bugete, cu resurse, cu deadline-uri și cu toate alea. E altceva, altceva. După aia, există propria limitare. Unii pur și simplu nu pot să iasă din mindset-ul ăsta. De-a făcut flyere, și de pus flyer-ul pe internet. Și de făcut oferta, am făcut oferta, hai să o digitalizăm. Facem PDF și o punem pe site. N-au cum să iasă din mindset-ul ăsta. Limitările lor proprii. Și mai există o chestie, asta e cea mai nașpa, ca zic așa, o limitare de buget. Ce înseamnă limitare de buget? Înseamnă că, și aici e problema, iară, celor din marketing, nu reușesc să-și vândă meseria celui care decide bugetul, ce să facă cu bugetul. Deci există niște limitări. Doar că astea sunt explicații, nu scuze, știi? E că asta nu te scuză. A, că șeful e un tâmpit. Bun. Atunci o să câștige aia care nu au un șef tâmpit. A, că n-am bani. Bun. Atunci o să câștige aia care au bani. Adică tu mi-explici că ți-i rost pantoful, dar eu zic, vai săracul, dar hai, o să câștige aia care... Eu știu ce cred în chestia asta. Că ei îs limitați și se mulțumesc cu răspunsul nu. Pentru că șeful lor, ei o să vină și o să zică, uite ce-a făcut ăla, uite ce-a făcut ăla, uite ce-a făcut ăla. Și șeful o să zică, a, bine, fă și tu. Dar n-am resursele. Astăzi cred că să investezi $10 într-un blog, să prezinți, să muncești și să mergi, uite-te ce-am făcut eu cu blogul meu, l-am crescut până la 500 de view pe zi. Atât am făcut, timp de o lună. Dacă îmi dai bugetul ăsta, eu pot să cresc blogul companiei noastre la... Dar asta, aici intervine faptul că ei trebuie să muncească pentru munca lor. Ei trebuie să se pună să-și mânjească mâinile. Pe mine asta mă enervează și mă frustrează. Că ei nu se... Cumva, a, e job până la 6 și după aia gata. Adică câți dintre... Eu nu-i condam. Că gândesc că e job până la 6, știi cum zic? Eu știu, problema, dar de la cât încep dimineața? Eu la 7:20, 7:30. Ai văzut? Da. Despre ce eu vorbesc? Băi, ce să zic? Eu am văzut și directori de marketing și oameni de marketing care aveau așa o spaimă față de social media și atunci băgau capul struțului în pământ și ziceau, hai că o să treacă. Nu o să treacă niciodată, știi? Ce mai tare... Nu mai există social media, nu cred că mai există. Cred că e internetul și gata. E internetul, punct, exact. Deci e gata, tu nu mai poți să spui social media și ăsta, e internetul. Internet. E cel mai tare, îi sperii pe ăștia cu... când le zic că ați făcut o prevenție în digital... Ce să facem, mă? Prevenție. Cum adică prevenție? Păi să zic. Băi, dacă n-apăreți pe bloguri, n-ați apărut în niște, la niște influenceri, în niște ziare pe internet, nu știu ce, tra-la-la, mă trezesc eu, vă scriu pe blogul meu de brandul vostru că e nașpa. V-am preluat controlul asupra brandului. Pentru că toată lumea care o să caute pe internet despre voi, o să mă găsească pe mine, care o să zic ce brand nașpa e ăsta. Sau vine concurența și zice, bă, hai să concurența plătim pe ăia. Concurența. Da, bineînțeles? Deci tot aia cineva, altcineva decât tu îți preia controlul asupra brandului, ceea ce e catastrofal și te costă enorm. Că lumea zice, știi foarte bine, ia, e prostul ăla pe locul întâi în Google cu, și zice rău de noi, hai să-l dăm jos. Aia nu poți să-l dai jos. Poți să urci alte conținuturi care te costă și bani și timp, de n-are rost să discutăm. Nu, și cu asta, să știi, cu asta, asta e o muniție pe care le dau și se duc la șefii mari. Și la unii reacționează, zice, dar cât costă o prevenție de asta? 5, 6, 10 mii, nu știu, cât o fi, 3.000, 2.000, cât ești mare, mică, firma, cum e? Da. O, hai să o facem. E, și de multe ori când faci chestia asta de prevenție, funcționează, bă, da, e și fain. Uite ce fain o scrie, uite cum comentează lumea, nu știu ce. O, hai să mai facem de asta, știi, exact ce zici tu. Fă proof of concept, cum se zice. Fă ceva, arată-i cum funcționează. Că așa dacă mergi și zici directorului care s-a răcut, să-ți dai seama, măi, tot ce a făcut el tehnologie, e că a făcut o poză la un ziar. Ce să înțeleagă el ce explici tu cu digitalul, cu PPC-ul, cu SEO? Ești de mult la cap? Tu vii cu beneficii și zici, fii atent. Dacă facem asta, cu 5.000 de ori ajungem la 5-3.000 de oameni și avem... O să zic mai mult. Adică îi vorbești pe limba lui. Ori dacă tu zici, trebuie să fim prezenți în social media. Atât. De ce? Că așa trebuie. Că nici nu știi ce să-i zici. Ce să zică și ăla, dai seama, cu încă 4.000 de chestii pe cap. Și asta e, într-adevăr, o bătălie constantă. Dar la fel cum te bați pentru bugetul de flyere sau pentru bugetul de evenimente, așa trebuie să-i bați și pentru bugetul de social media. Problema că mulți directori de marketing știu
să facă flyere. Că m-ai făcut. Știu să facă evenimente. Că m-ai făcut. Dar n-au făcut social media. Și atunci nici ei n-au încredere în a vinde ideea de social media sau de digital mai departe. Și atunci se blochează totul. Zice, ai, nu se poate. Nu se, asta s-a putut. Tu ești om de online. Da. Și mai mult decât asta, ești om cu textul. Citești, scrii. Ai text, ai audio, ai video. Care începe, care ar fi un lucru de care ți-ar fi frică să te apuci să faci acum și te-ai apucat să-l faci și chiar să faci un business pe el? Frică nu mi-ar fi de niciunul. Adică gândește că la mine trebuie să funcționeze Excel-ul. Încă o dată, la ce nevastă și la ce copii am, jur că nu vreau să fac altceva în afară dacă nu iese ceva. Pe plan profesional vorbesc. E, când am văzut asta cu videoblogul și tralala, am început să mă gândesc să văd tralala și m-am uitat la surse de venit. Cum facem bani din asta? Și am văzut că nu puteam să iau telefonul, să mă filmez, să înțelegi, ca un copil, că în primul rând vârsta, adică vine Dita e buhaio de 40 de ani și, dragii mei, bine m-am găsit, nu știu ce, ești ridicol, evident. Trebuie să te comporți conform vârstei dacă vrei să faci o treabă. Deci trebuia un conținut video de calitate. Știi foarte bine, ăla cost. Mi-am făcut niște proiecții bugetare, cât mă costă montajul, alea, la, și mi-am dat seama că ar fi foarte greu de scos bani din asta. Adică banii aia puteam să investesc în altceva, ce facem în continuare, deci nu mi-a dat cu minus la... Dar, pe de altă parte, trebuie să fiu prezent cum am video. Dar am zis atunci, dacă tot e să fiu prezent în video, să arăt că pot și așa și tralala, facem niște filmulețe pe partea de cooperativa, pe business, și am început să dăm niște filmulețe așa, și am făcut aia raftul chinezul, în care fac recenzii video de cărți. De ce? Eu oricum le citesc în dragi, alea mea extrem de puțin să le fac, lumea nu e așa pretențioasă din punct de vedere tehnic, pentru că e clar o pasiune, da? Dar îmi arăt competențele pe video, că o leagă de bătaie știu și eu, că vorbesc, că tralala, deci cumva sunt prezent și pe zona de video, știi? Deci asta, de aia n-am făcut video, pentru că nu mi-a dat cu minus la bani. Cam aia e faza. Audio? Audio, nu știu, la fel, că până la urmă și ala, asta mă atrage un pic mai mult decât video, doar că ar avea o logică dacă aș începe să fac într-adevăr niște interviuri de-astea cum faci tu acum cu mine și cu oameni care îmi plac, care cred că așa, doar că știi ce, n-am găsit încă conceptul ăla, adică nu vreau să fac un podcastul lui Chinezu, înțelegi? Că n-are, nu, vreau să găsesc cu conceptul ăla care așa cum e raftul lui Chinezu, adică ce fac eu cu raftul lui Chinezu, cu cărțile alea, îs cărți pe care le recomand sau nu, dar de toate zic de ceva, le recomand sau nu, pe ideea că ai ajut pe ceilalți. La fel și asta, vreau să am așa o linie directoare, dacă vreau să mă apuc de așa ceva, cumva tot așa, să-i ajut pe niște oameni, să treacă peste niște probleme. Uite, acum am citit niște cărți și din ce în ce îți mai fascinat, că nu m-am așteptat la reacțiile astea, cărți de astea de psihologie, cu oameni cu probleme, cu anxietăți, cu depresii, cu trala, nu știu ce, știi? Bă, și când am văzut ce reacție am avut de la oameni care nici nu m-aș fi gândit niciodată că au avut probleme, știi? Și am dat seama, stau, și am început să citesc și mi-am dat seama că când am văzut și studiul ăla al Organizației Mondiale a Sănătății, care zice că până în 2030 depresia o să fie principalul killer din lume, m-am îngrozit, frate. Și atunci am început să întreb în jurul meu și am zis, bă, ai avut probleme de astea psihice? Nu. Că zi, mă, coaie, zi, ai avut sau n-ai avut? Dacă zice, bă, am avut o mică depresie, nu știu ce. Și mi-am dat seama că toată lumea a avut probleme, mă. Mă, și atunci de ce tu nu zice, aduci aminte nimeni? Când ai avut? De ce nu zice nimeni? Dar cum să nu? Eu după, am avut un an jumate de probleme mari cu familia. Adică la nevastă s-a lansat cu un pacemaker, cu doi copii în spital de mai multe ori. Adică am avut o perioadă horror. Și cine era? No. Eu eram, că trebuie să mă ocup de și de ăla și de ăla și de ăla și de ăla. No, când m-am liniștit, m-am trezit într-o dimineață. Cum te-ai liniștit? În bubuia, m-am liniștit în sensul că am văzut că tot sunt bine. Ok. Nu m-am crezut că m-am liniștit, înțelegi? Și m-am trezit într-o noapte, bă, îmi bubuia capul, inima, a zis gata, mor. A, coma, s-a terminat, a murit, gata, clar. Fac infar, pușcă ceva mine și o mierlesc. Așa m-am simțit, știi? M-am calmat un pic, m-am întrebat după nevastă, zic, du-mă la spital că ceva nu e în regulă. Zice, stai un pic, ce e cu tine? Zice, m-am calmat încet, încet. După aia am să văd. M-am zis la inimă, m-am verificat, m-am că toate le-am făcut, toate analizele, toate lucrurile alea. De fapt, eu avusesem un atac de panică. Care după aia, nu că nu m-au fost, după aia totul m-a revenit. Doar că cel mai perioada nașpa a fost până mi s-a dat diagnosticul, că era atac de panică, inima mingă. Ok, tot e în regulă cu mine, din punct de vedere fizic, tot e în regulă cu mine și o chestie psihică și nu știu ce. No, bun, când am aflat asta, a urmat un șoc. Eu, psihic, ești nebun la cap, știi, adică credeam că gigitorul, că nu se poate întâmpla mie. Dar bun, după ce ai aflat că de fapt astea sunt atacuri de panică, am zis, gata, mă, ok, știu ce-s, că e primul pas. Trebuie să știi ce e.
ca să nu te mai sperie și așa și trala. Deci am pățit-o și eu, dar față de ce am auzit la alții, la mine e ciuriburi. Știi? Și mai am așa, în ultimii momente, cum și m-a sunat azi dimineață, aia mică că i s-a umflat măseaua și eram departe de Cluj și iar am simțit că mă panichez. Adică o fază de asta, adică i s-a umflat măseaua și s-a plecat, nevasta era plecată, stai să sun, să văd, să rezolv problema, să nu știu ce, știi? Adică, dar la mine e nimic față de alții. Eu am crezut că, vai, ce gravă s-o și tralala, știi? Și uite, pe o zonă de asta aș vrea, de exemplu, să facem, apropo de o linie, de ceva, știi? Bă, bolnavi, oameni sănătoși, sau ceva de genul ăsta. Cărți aduc, ia zi-mă. Zice că lumea zice că te ești minunat și nu știu, ia zi-mă ce probleme ai avut, ce, înțelegi? Ceva de genul ăsta. Și atunci lumea prin empatie, nu știu, stai mă că și ăla, adică stai că nu-i chiar așa. Dar cum ai trecut peste aia? Cum? Știi? Adică lucruri așa. Păi m-am îngrozit, deci pur și simplu m-am îngrozit când am auzit așa ceva. Deci e absolut senzațional, toată lumea a avut niște probleme de astea. Și zona asta de noi, nouă digitalizare și toate, aia ne alienează și mai tare. Adică cumva asta trebuie, nu mai face de alea. Uite, câte lume se uită la screen time-ul de la telefon. Recomand tuturor să vă uitați la screen time-ul, există aplicații, dacă unele băgate chiar în telefon, le aveți de la instalare, dar nu le bag în seamă. Screen time-ul, ia vezi mă, gândește cât stai tu pe telefon pe zi. Și după aia uite-te la screen time, îți dă șoc. Că tu crezi că stai 2 ore și stai 5. De ce faci asta? N-ai altceva mai bun de făcut în viață decât să-ți frești telefonul? Și niște chestii de astea, niște tips and tricks, cum să-ți îmbunătățești calitatea vieții, cum să treci peste momente așa. Că partea asta cu capul, tot timpul merg la sală, dăm de fiare, luăm suplimente, să arătăm bine în poze și nu știu ce. Dar asta m-am pic să ne gândim și la creierul capului, că ăla de multe ori ne dă grav cu perversa, după cum se vede și după cum am aflat de la o grămadă de oameni încă, am fost șocat. Oamenii lângă mine, tot timpul zâmbitor, cu succes, cu nu știu ce, cu tralala, când ne-am luat la întrebări și am aflat ce-o pățit, dar n-ați cu gura căscată. Știi? Și uite, pe mine m-a ajutat mult pentru că eu am crezut că, îți dai seama, am zis, mamă, ce tarane să-ți va, de capul meu pauper, eu cu atacuri de panică, cu căcaturi, cu nu știu ce. Pe când am aflat, zic, ce vorbim, eu joc în Champions League, mă, pe lângă alții, săraci, mă. Și așa am înțeles, cu perioada în care omul dispărea vreo 3 luni de, și el zicea că e cu treabă și nu știu, dar de fapt omul sărac era în depresie și în de alea, și adică, bă, grave, grave toate lucrurile astea. Clar. Deci asta ar fi o linie, cam ne-am lungit, dar e un subiect care vezi cu cât ești mai bătrân, cu atât te pasionează niște lucruri umane cu adevărat. Să știi că tot mai multă lume vorbește despre lucrul ăsta și tot mai mult se deschide subiectul despre depresie și despre anxietate, ceea ce eu cred că e un lucru și mai bun și cred că oamenii de marketing suferă de chestia asta, cred că oamenii de marketing suferă de depresie și de anxietate, având în vedere, uite, vine trendul, ce ai spune aici tu, vine trendul, e șeful care trebuie să rezolvi niște lucruri, ok, mergi acasă, cum le rezolvi, e singur și gândește-te cât de, încă de mult eu stau să mă gândesc cât de fain ar fi o întâlnire, o conferință de purtare de grijă în cu mintea marketerului. Bă, să ai grijă de el. Bă, du-l 3 zile, 4 zile, nu-i da marketing, nu-i da marketing. Îi pentru marketer, nu-i dai marketing, dar îi dai chestii de sănătate mentală. Bă, dimineața îl aduci pe Mugur Pop, îi dai niște animale, l-ai rezolvat. Da, foarte bun exemplu. Știi? Adică, dacă noi nu avem grijă de noi, dacă noi nu avem grijă de noi, și mai ales, bă, merg la conferințe, toate evenimentele astea și toate informațiile care le primim, nu numai că le primim, trebuie să le și rezolvăm, trebuie să le și punem în practică. E super obositor și ajunge în niște depresii, iar dacă nu ai binecuvântarea să ai o soție lângă tine, să ai un partener lângă tine... Aole, când ești singur, e catastrofal, frate. Ești gata, ești caput. Ești terminat, ești... Și mai intri și în denial... Că tu trebuie să-ți vinzi o imagine exterioară, exact, nu știu ce, exact. Și când ajungi acasă caz. Și intri pe Instagram și vezi că toți vând, da, bă, da, și eu trebuie să vând, exact, și eu trebuie să vând. Și cer cu asta să amplifică și, da, asta vreau să zic, asta e o chestie care, cumva, la un moment dat o să fac ceva pe zona asta, pentru că sunt șocat, încă o dată, sunt șocat. Fii atent, facem așa, oameni buni, cei care ascultați podcastul ăsta și ați suferit vreodată de depresie, de anxietate și credeți că un podcast din ăsta v-ar ajuta, fie că îmi trimiteți mie mesaje, eu să le trimit lui Cristi, fie că îi trimiteți lui Cristi mesaj, să le strângem pe toate. Și poate chestia asta o să-l ajute pe Cristi să zică, bă, da, hai să facem o serie de 10 episoade, vedem după aia cum o să funcționeze. Uite, da. Nu vreau să te forțez, dar mie mi se pare... Dar nu mă poți forța, dar tocmai zis că m-ar interesa, știi? Dar după că multă lume vrea, zic, bă, ok, deja numai că hai să fac ceva, să tralala, exact. Bă, chiar, deci sunt și oameni pe care chiar i-am putea ajuta cu zona. Exact, asta, exact. Cristi, ultima mea întrebare, dacă ar fi să scrii o carte? Păi scriu. Scriu o carte? Da.
Ce titlu o să aibă? Titlul o să aibă, nu știu cum o să aibă titlul, că asta, da, asta e titlul, nu știu cum o să aibă titlul. Da, 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 titlul dau întotdeauna ultimul și când scriu pe blog. Ok. Nu, nu. Deși am anumite chestii că, care încep de la titlu. Știi? Mm-hmm. Încep de la titlul, cred că cel mai traficat articol pe blog are peste 700.000 de views. Dragi părinți, dați-l morții lui de telefon. Și ăla întâi am scris titlul și am zis după aia scrii. Și asta zic, bă, când ajungeți acasă, închideți telefonul, aveți copilul, bă, el, bă, bă, cam aia e ideea, știi, și aduc studii, de ce, cum, tralala. Scriu o carte despre zona de influencer marketing. Pentru că nu există tot felul de mituri ca aia cu Gheorghe și Ion, cu furnicular sau furnicular la ce, știi? Așa, și atunci am zis, asta mă să scriu și vreau să o lansez în domnul, dar ca un instrument de marketing. Că n-am eu o veleită și ambiții de mare scriitor sau ceva de genul ăsta. Asta o să fie o carte de marketing, știi? Despre ce înseamnă influencer și o să trec prin absolut toate lucrurile, cum le zic eu direct. Ce înseamnă influencer marketing, cum decizi dacă ai nevoie pentru business de influencer, cât costă, cum faci o campanie, cum faci strategie, cum urmărești, care e brief-ul, care e obiectivele, pur și simplu o carte de influencer marketing. Cam așa am estimat că în toamnă îi dăm drum. În toamnă îi dai drumul? Da. Oameni buni, ăsta a fost podcastul pe ziua de azi. Nu știu când l-am ascultat, dimineața, seara, noaptea, în timpul când mergeți la lucru sau când sunteți la baie sau faceți cumpărături sau curățenie. Pe Cristi știți unde îl găsiți, căutați Chinezu, scrieți chinezu.eu sau Cristian China Birta sau pe Facebook sau Cooperativa cu Kappa, o Operativa. Dacă sunteți în online, îl știți pe Cristi. Dacă nu sunteți în online, o să-l găsiți pe Cristi. Nu uitați de întrebarea noastră. Dacă ai suferit de depresie, de anxietate sau orice altă formă de sau orice altă formă de afecțiune, da. Corect, politică, ca să nu rigimim pe nimeni, știi? Așa. Ai avut ceva cu capul, în sens, exact, ce să mai, da. Exact, așa mai pe românește, da, și da. Pornind din Ardeal. Și crezi că un podcast din ăsta, un proiect audio, te-ar ajuta sau crezi că ar ajuta pe cineva? Trimite-ne un feedback. Bă, uite, pe mine m-ar ajuta pentru că am avut momentele astea și ar fi fain poate și să spui de ce te-ar ajuta. Nu m-ar ajuta, chiar și de ce. Hai să le strângem pe toate la un loc. Eu, dacă Cristi o să vrea, eu pot să pun umărul, să-l ajut. E foarte interesantă chestia asta, că cum s-o legat așa. Și să vedem ce iese din tot proiectul acesta, pentru că suntem responsabili unul față de altul, mai ales în zona asta de online, mai ales în ceea ce facem în industria noastră. Dincolo de toate astea, Cristi, îți mulțumesc frumos. Cum ar da, chiar mă bucur că am ajuns și eu în sfârșit celebru pe podcastul tău. Băi, dacă tu m-ai făcut celebru pe blogul tău, eu te-am făcut celebru pe podcastul meu. Gata. Putem pleca acasă. Cristi, îți mulțumesc frumos și oameni buni, vă mulțumesc că ați ascultat și episodul de azi. Să fac ceva poză așa, cu microfoanele. Așa. Nu stai să se aducă doamnele. Așa, dă-i, du-te, doamnă. Așa.